Plume ca la balamuc, băț lângă băț, zeci de pescari și bețe. Ia uite ce e acolo. O nebunie, cât vezi cu ochii, numai pescari și bețe. Dați seama ce stres e acum pe pești, pe zona asta. Asta este. Bun, o să fie foarte greu să găsesc un loc. Asta e. Babarosu. Salutare, salutare și bine ați venit pe canalul Pescă și Pasiune. Astăzi suntem din nou la Dunăre. Acum am venit. Este lume foarte multă. Suntem la Pristol. Deci mașină lângă mașină, bețe, să nu mai zic câte. Deci aici la Bolovan până în capăt, acolo e plin. Deci până este numai mașini. Plin. Teroare. Multe mașini, foarte multe. Înseamnă că în zona aia s-ar putea să meargă mai bine. Tot ce e posibil. Bun. O să mă duc să-mi caut și un loc. Este deja ora 4 și 18 minute. Imediat se întunecă. Ne vedem mai pe seară. Am venit acum pentru că aici nu mai trage ziua absolut deloc. Deci numai când se întunecă până spre dimineață. Deci o să fie doar o noapte de pescuit. Să vedem la Morunaș, la Plătică ce o intra. Important e să avem trăsături. Haide să mergem să găsim un loc. Pepe cu Marian îs undeva către pădure. Am vorbit cu ei. Să vedem dacă îi găsesc și vom reveni. Să vă bucurați de soarele ăsta. E frumos aici peisajul. Mi-am făcut bețele destul de târziu până mi-am făcut tatele, până am făcut și lada. Asta este dacă ajungi târziu. N-ai ce să faci. Oricum încă lumea nu prinde pește. Încă nu. E numai 5-5-22 ore. Matca să mă pregătesc, să-mi fac bețele, că nu le aveam făcută. Asta este nada, o să dau cu
tamponat de roșie, de căpșuni. Oare o să pun ceva cu ea? Vom vedea. Peste noapte ce se va întâmpla, dacă nu vom face alta verde. Să vedem cum răspunde pește. Da. Așa, o lăsăm un pic să tragă apa, o și sităm și după aia îi dăm bătaie. Lume multă, clopoței, nebuneală, lumini, toată China e aici. Am avut o trăsătură acum. Încă nici nu mi-am pregătit bățul celălalt, încă măsor cu el. Am aici niște praguri, niște agățături, văd. Ia să vedem dacă și prindem ceva. Avem ceva. Nu știu ce. Este un mărunaș. Micuț, primul pește. Îl și avem. Ia uitați-l aici. Un românaș, cum îmi place mie să-i spun. O să îi dăm drumul, că e primul. Să vină alții, Doamne ajută! O să-mi pun acum o lanternă mai mare. Ia uite-l cum e. Vine el, sper să se vadă, un mărunaș, galben de gras, un mărunaș. Ah, uite-l, uite cum pleacă, uite-l! Vedeți? De asta s-a inventat minciogul. Unde trebuie pus minciogul? Aici, numai trebuie luat în mână. Dacă nu-l iei mână, nu iei pește. Las că e bine, vine altul. Ia să vedem că e ceva. Avem mai aici unul. Uite-l aici. Românașul. Să vezi acum ceva îl face ăsta. Dar ce caută așa aproape? Pasagerul ăsta a venit prea aproape. Să vedeți acum valuri. O nebunie. Ia uitați, lumini și pe apă, șalupac mere cu tita, mai farul aprins. Da. Aici pescarii cu felinare, ia uitați, oraș, zeci de lumini și luminițe. Numai la mine e întuneric, două luminițe acolo și aștept să se facă roșii. Lumea a început să strângă. A început să ploaie, pur și simplu, și ora 11:30. Deci cu o ploaie din asta, cu babe mari, cu strop mari.
cam pleacă lumea. Foarte multă lume a plecat deja. Să vedem ce se va mai întâmpla. Nu știu, cred că am strâng și eu. Să vedem. Urâtă noapte de pescuit. Ce culmea! A început ploaia foarte tare. Nu-ți vine să crezi. Plouă în noiembrie. Asta e. Ia uite, mai avem unul. Ia uite. Frumusețe. Frumusețe de noapte. Românașul întuneric. Oh, așa. Băgăm doar vernic. Mai avut o trăsătură. Să vedem dacă și scoatem. Frumos. Uite, rânca la tata să mănânce. Așa. Încă unul. Cu bățul ăsta tot am mai prins și acum am măsurat și o să fac și bățul celălalt exact la lungimea asta. Că numai cu ăsta am prins. Mai avem unul. Frumos, frumos rău. Aoleu, asta e cea mai mare. Ia uite-l. Babarosu. Frumos. Foarte frumos. Mai este unul. Sperăm că îl scoatem și pe ăsta. Ia să vedem. Trag foarte încet, cu cât că e smart. Dar foarte încet trag. Interesant. Ia uite. Ia uite ce frumos e. Se vede luminița verde. Trebuie să se facă roșie când trage. Ia uite-l. Se vede, nu se vede.
Avem aici ceva să mă... Ia auzi. Frumos, frumos rău. Aoleu, asta e cea mai mare. Ia uite-l. Mai avem unul. Sperăm că-l scoatem. Din păcate, nu se vede. Oi, ce fain e. Mai avem unul. Mai avem unul și frumos. Cadim. Bună răscos, ia uite-l, ce babaluri, ce babaluri. Ia uite-l, ce babaluri. Babaluri de babaluri. Frumusețe, nebuneală, hai, încet, încet și-a dat drumul. Uite cum trage, cum se face roșie. Ia să vedem. Și vine, vine, se aude. Cărie molineta. Hai, încet, încet. Hai, hai, s-a oprit într-un prag. Hai că vine, hai că vine. Hai, încet, încet. Hai. Ia uite-l aici. Văd. Mai avem unul. Ce frumos. Ia.
Ui, ce papaloi! Uite ce trage.
prea multe astăzi nu v-am povestit. Acum pot să vorbim un pic, pentru că a plecat lumea, peștele nu au răspuns bine la toată lumea și s-a dus. Este aproape ora 3, am să îmi strâng și eu și am să mă culc, pentru că dimineața trebuie să plec. A fost o partidă cu început greuț, mai ales că n-am găsit loc și de-abia m-am infiltrat printre oameni. Pe per total am pescuit cu coșulețe de 110 grame, cârlig de 8, un cârlig foarte mare, dar am preferat să pun un cârlig de 8 ca să pun un buchet de vierni, 6-7 vierni am pus. Forfacul lung de vreo 70-80 de centimetri. Firul la forfac a fost de 0,16. Cum ați văzut, am prins suficient. Aseară, până pe la vreo 9, am luat numai câțiva din aia de, ca palma, numai mari. Acum, în 3 ore jumate, așa după 10, a început să vină pe zona asta peștele și am reușit să prind suficient. Am să vi arăt pește dimineață, că nici eu nu știu câți am. Sunt mulțumit. A fost o noapte cu două anotimpuri. Când s-a lăsat soarele a fost foarte frig. După aia a început să ploaie la un moment dat și se făcuse și frig. După aia s-a oprit ploaia. Numai bine că ploaia a fugărit oamenii și după aia s-a făcut destul de liniște. Din cauza aglomerației, clopoței mulți, oamenii mai în jură, mai știți cum e, la înghesuială și nu pot să filmez pentru că trebuie să tai tot timpul sonorul. Vă mulțumesc de vizionare, să ne vedem data viitoare cu o nouă partidă pe Dunăre, poate, sau în altă locație, că acum deja vine frigul, de mâine se anunță ninsori, nu știu unde o să mai vin, poate mai vin încoace, poate o să fac o partidă la plută, la Chesol, că am văzut că se mai prinde albitură din aceea, plăticuțe, babușcă, mai și câte un caras, tot ce intră acolo de distracție este orice pește binevenit. Hai să nu mai lungesc cu vorba, vă mulțumesc tuturor că ați avut răbdare să vă uitați la acest filmuleț. Ne vedem data viitoare și nu uitați că cea mai bună nadă este informația. Să ne vedem sănătoși! Morunaj de Dunăre!